Fondată în 1921 prin Dania lui I.G. Bibicescu, fiu al Mehedințiului, om de cultură și guvernator al Băncii Naționale, în anii 1914-1924. Este cea mai bogată colecție de bibliotecă donată de un român, peste 30.000 de volume. Astfel, biblioteca I.G. Bibicescu a devenit prima instituție de acest cadru din România acestor ani. Prin cele 250 de filiale înființate în Mehedinți, Banat, Ardeal, Basarabia, Bucovina, pe Valea Timocului Sârbesc, dar și în America, 20 de filiale pentru comunitățile românești din Cleveland. În 1929, numărul cărților trimise la filiale ajunsese la 124.000 de volume. Astăzi, biblioteca I.G. Bibicescu din Drobeta, Turnu Severin este organizată pe secții, săli de lectură și filiale locale, cuprinzând aproape 300.000 unități de bibliotecă. Prestigiul ei național continuă să fie ilustrat de colecțiile de patrimoniu și bibliofilie, în majoritate provenind din donația lui Bibicescu. Sunt ediții Princeps, ediții de lux, ediții Ex Librixuri, cum și numeroase lucrări de interes enciclopedic. Săptămânal sunt organizate expoziții pentru a putea fi prezentate cărțile vechi pe care biblioteca le deține.